ascultați ce vă spun eu. Uitați-vă la Taneșo, Cornelia e lângă tine. Uită-te să te simți bine. Dragii mei, l-avem invitat de onoare, să spunem așa, pe Aurel de la Bobești. Îți spun bine ai revenit la emisiunea Talent Show, Aurel. Bine v-am găsit. Ai venit cu o piesă nouă, nouță, nu-i așa? Am venit cu o instrumentală nouă. Am făcut-o cu un bun prieten de-al meu, cu Crocoi, cu saxofonul, cu Univers, Mihai, și cu băieții mei. Nu vreau să fac, să apelăm la cineva decât la ai noștri. Trupa ta. Da, normal. Aurel, eu țin să-ți mulțumesc în mod deosebit, în primul rând, pentru CD-ul pe care mi l-ai făcut. Vreau să vă spun că eu dansez la nunți pe un CD făcut de Aurel de la Bobești, numai instrumentale lucrate de el. Îi mulțumesc din suflet. Ți-am spus că nu mint, pe CD-ul tău dansez, pe muzica ta. Și vreau să-ți mai mulțumesc și pentru acea nuntă la care m-ai chemat să dansez. M-am simțit foarte bine, în primul rând, că tu ne-ai acompaniat și sper să mai colaborăm de acum încolo, să fie bine, să fim uniți, pentru că n-avem decât o viață și trebuie să fim noi uniți. E adevărat și promit de aici încolo că o să scot ca pe bandă, numai instrumentale bune și de toate. Așa, să-mi faci și mie un nou CD, da? Cu muzica asta nouă ta. Bine, mersi. Așadar, haideți să-l ascultăm pe Aurel de la Bobești. Ascultați ce vă spun eu. Uitați-vă la Taneșo, Cornelia e lângă tine. Uită-te să te simți bine. Ascultă ce vă spun eu. Uitați-vă la Taneșo. Eu n-am fac pentru lovele și ți-am cântat din plăcere. Pentru fanii mei, pentru fanii mei.